Statele Unite ale Americii susțin că au dovezi care atestă faptul că militarii ruși au lansat atacuri de artilerie de pe teritoriul Rusiei spre pozițiile soldaților ucraineni în estul separatist al țării. Mai mult, Moscova are intenționa să înarmeze pe rebelii proruși cu lansatoare de rachete. Între timp, Uniunea Europeană amplifică sancțiunile împotriva Kremlinului. Bruxelles-ul a adăugat pe lista cu penalități numele a încă 15 persoane și 18 entități din Rusia, acuzate că îi susțin pe teroriștii din estul Ucrainei. We have new evidence that the Russians intend to deliver heavier and more powerful multiple rocket launchers to the separatist forces in Ukraine, and have evidence that Russia is firing artillery from within Russia to attack Ukrainian military positions. Potrivit americanilor, chiar și după doborârea avionului malaezian în urmă cu o săptămână, armamentul rusesc continuă să traverseze frontiera în Ucraina. Pentagonul susținea la rândul său că are informații care arată că Rusia și-a sporit din nou prezența militară la graniță. Totodată, ieri Uniunea Europeană a sporit sancțiunile împotriva Moscovei. Bruxelles-ul a mai adăugat pe lista cu penalități numele a 15 persoane și 18 entități din Rusia, acuzate că îi susțin pe separatiștii din estul Ucrainei. Este vorba despre 9 companii și 9 instituții, cărora împreună cu cele 15 persoane li se vor bloca activele și averile și le va fi impusă interdicția de a călători în UE.